Natalia Intotero, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse, s-a aflat la New York, unde a reprezentat România la cea de-a 62-a sesiune a Comisiei pentru Dezvoltare Socială a ONU. Anul 2024 aduce cu el aniversarea Anului Internațional al Familiei, dedicat proiectelor ce susțin creșterea natalității, educația și incluziunea socială pentru copiii și tinerii din toate categoriile sociale, declară ministrul Natalia Intotero. Ministrul Natalia Intotero a avut o intervenție pe tema schimbului de bune practici, în cadrul căreia a prezentat cele mai importante proiecte ale Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Printre acestea, construcția 150 de centre de zi pentru copiii care provin din familii vulnerabile sau copiii cu dizabilități în valoare de 500 de milioane de euro. Programele de creditare Student Invest de până la 75.000 de lei pentru fiecare persoană și Family Start cu o sumă maximă împrumutată de 150.000 de lei per familie. Programele de finanțare pentru studenți și pentru tineret care oferă până la 150.000 de lei pentru fiecare proiect. Campaniile de informare pe prevenție, consum de droguri, sănătate mentală, drepturi și obligații atât pentru copii cât și pentru tinerii din România. Mii de locuri în tabere pentru tinerii din diaspora, tinerii și studenții din România, copii și tineri cu dizabilități, copii și tineri din familii monoparentale care provin din familii vulnerabile, precum și pentru orfani. Ministrul Natalia Intotero a continuat seria de discuții despre exemple de bune practici în sistemul social cu reprezentanții altor state, precum și cu dr. Felipe Polie, asistent al secretarului general pentru probleme de tineret, pe care l-a asigurat de implicarea continuă a României și consultarea tinerilor în procesul decizional, invitându-le în România și dăruindu-i o ie, simbol al identității noastre și parte a patrimoniului imaterial UNESCO.